TULE dezvoltă echipamente inovatoare pentru căile ferate. Acest gigant, care cântărește 150 de tone cu precizie de bijutier, atârnă o grilă de șenile grele de până la 20 de tone, de o precizie înaltă și asigură o viteză înaltă. Primele 10 generatoare electrice pentru funcționarea celei mai mari centrale eoliene din Asia Centrală, cu o capacitate de 100 MW, a fost instalată în regiunea Jambâl, Kazahstan. Dacă e să facem o analiză, capacitatea noastră va fi suficientă pentru 4 raioane din regiunea Jambâl. Aceasta este dezvoltată și în segmentul industrial, adică această energie electrică va fi furnizată nu numai cetățenilor regiunii Jambâl, ci și în industrie. În Kârgâzstan se construiește un tunel galerie pe autostrada Bishkek-Oș, conform tehnologiilor japoneze. În țările CSI, un astfel de proiect nu a fost încă implementat. Acesta este primul de acest gen pentru că există foarte multe avalanșe. Galeriile deschise obișnuite nu vor rezista la această încărcătură. La frontiera dintre Belarus, Rusia și Ucraina a fost finalizată reconstrucția monumentului Prietenia. Este important să menținem această tradiție. Până la urmă, suntem trei popoare înfrățite. Avem o istorie comună, un destin și, cred, un viitor comun. Până la sfârșitul anului de studii, în toate școlile din Nur-Sultan vor fi instalate laboratoare inovatoare STEM. Laboratorul nostru este dotat cu tot de ce este nevoie. Aici e instalată tehnica, o imprimantă 3D, produse pentru roboți de modelare, echipamente computerizate. În Teatrul Mihailovski are loc prima premieră a sezonului. Noua versiune a vechiului balet La Bayadere a fost pusă în scenă de renumitul coregraf spaniol Nacho Duato. Tot ce mi se întâmplă acum este o mare fericire de creație. În general, baletul La Bayadere reprezintă fericirea. Este atât de plin de dramă și tehnologie, iar acesta este un domeniu ce oferă posibilitatea de exprimare atât a potențialului tehnic, cât și a emoționalului în ediția actualizată. Potrivit experților, aceste complexe nu au analogii în lume. Controlul complet digital al tuturor mecanismelor permite amplasarea șinelor feroviare în poziția de proiectare cu o precizie de 1 mm. Și astfel de mașini au fost proiectate și construite în Tula la întreprinderea Jeldor Marș. Acest gigant, care cântărește 150 de tone cu precizie de bijutier, atârnă o grilă de șenile grele de până la 20 de tone, de o precizie înaltă și asigură o viteză înaltă. Anul acesta, întreprinderea Jeldor Marș a împlinit 150 de ani. În urmă cu 5 ani, întreprinderea a devenit parte a serviciului tehnic, a fost creat un centru unic de inginerie, care împreună cu căile ferate rusești dezvoltă mașini inovatoare. Ca parte a sarcinii strategice de înlocuire a importurilor, datorită talentului proiectanților și inginerilor ruși, utilajele sunt asamblate practic complet din componente rusești. Localizarea producției atinge cifra de 95%. Anul acesta am reușit să semnăm primul contract cu India. Piața indiană este multilaterală la moment. Prețul nostru în competiție a fost de peste două ori mai mic decât cel al omologilor săi occidentali. Guvernatorul regiunii Tula, Alexei Diumin, a examinat mașinile inovatoare. Cu un an în urmă, la Forumul Economic din Sankt Petersburg, a fost semnat un acord de investiții în sumă de 2,6 miliarde de ruble, care va permite crearea la întreprinderea din Tula a unui complex de producție științifică în domeniul ingineriei feroviare. Asta ar însemna locuri de muncă suplimentare, mașini noi și, în final, îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea țării. Vedem interacțiunea guvernării din regiunea noastră în persoana blocului economic și rezultatele pe care întreprinderea le demonstrează, dar și scopurile propuse. Suntem împreună o familie. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, pentru calitățile dumneavoastră profesionale, pentru ceea ce faceți nu numai pentru un singur subiect, ci și pentru țară pe ansamblu. Și ce aniversare fără cadouri! Cei mai buni angajați ai întreprinderii au primit premii guvernamentale și regionale.
Stația Eoliană este construită la 9 km de Janatas. Lucrările de construcție și instalare sunt în prezent în curs de desfășurare. Un centru multifuncțional pentru urmărirea funcționării generatoarelor eoliene va apărea în scurt timp în această zonă. Potrivit experților, viitorul parc eolian va genera 350 de milioane de kilowați de ore de energie electrică anual. Este приблизительно анализ составлять, dacă e să facem o analiză, capacitatea noastră va fi suficientă pentru 4 raioane din regiunea Jambâl. Aceasta este dezvoltată și în segmentul industrial, adică această energie electrică va fi furnizată nu numai cetățenilor regiunii Jambâl, ci și în industrie. Stația Eoliană va conține 40 de turbine. Puterea fiecăreia este de 3.000 de cai putere. Pentru a instala un gigant eolian sunt necesare câteva zile. Inginerii menționează că zona este ideală pentru a genera energie electrică eoliană din cauza condițiilor climatice. Locația pentru construcția unui parc eolian a fost aleasă nu din întâmplare. Înainte de a începe munca, timp de câțiva ani, experții au studiat flora și fauna, precum și au efectuat măsurători ale vântului. Ajuns la concluzia că în regiunea Sarăsu vânturile suflă 365 de zile anual, iar aceasta este cea mai importantă condiție pentru generarea energiei electrice. Acum au fost instalate primele 10 generatoare eoliene. Înălțimea unei turbine este de 150 de metri. Până la sfârșitul anului, toate morile de vânt urmează a fi montate. Este de remarcat că acesta este primul proiect de energie regenerabilă implementat în regiunea Sarăsu. De la implementarea proiectului în prima jumătate a acestui an au fost investiți aproximativ 6 miliarde de euro, iar până la sfârșitul anului sunt așteptate alte 5,5 miliarde. Sperăm că construcția unui parc eolian va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a regiunii și a mediului. Lansarea stației eoliene este programată pentru primăvara viitoare, după care capacitatea sa va crește de două ori. În general, până în 2022, în regiunea Sarăsu se intenționează a fi puse în aplicare 3 proiecte de surse de energie regenerabilă. Узидим на край обелиска, погляжу навокол. Українська вёска так близько. І до русской подать мені рукою. Валентина Радченко citește poezia unui conațional lângă monumentul reabilitat al prieteniei. Pentru ea, acest loc nu este doar un simplu punct pe hartă. În 1975 a ridicat personal steagul la deschiderea simbolului bunei vecinătăți a celor trei popoare slave, sute și mii de întrevederi, momente și oameni dragi inimii. Ne plăcea să ne întâlnim aici. Veneam să pescuim, să înotăm, să ne întâlnim cu prietenii și să ne relaxăm. Din 1962, când a avut loc prima întâlnire a delegațiilor oficiale ale regiunilor de frontieră, președinții, politicienii și personalități publice au vizitat monumentul. Cel mai mare forum regional dedicat Zilei Tineretului a avut loc aici până în anul 2014, atunci când relațiile dintre Rusia și Ucraina s-au înrăutățit. În urma acestor evenimente, monumentul nu a mai primit îngrijirea necesară. Era neplăcut că s-a risipit betonul, iar armătura a ieșit la suprafață. Ipsosul era căzut. Acum însă monumentul arată diferit. Monumentul a suferit o reconstrucție totală pentru prima dată în 44 de ani de existență. Este vorba de aceeași movilă, aceeași stâlpi albi ca zăpada și basoreliefurile din bronz. Arhitecții au încercat să respecte conceptul inițial. Singurile schimbări permise în timpul reconstrucției sunt ornamentele naționale, care au apărut pe drumurile care duc spre Rusia, Ucraina și Belarus. Lucrările de bază au fost efectuate în termeni restrânși. Restaurarea stâlpilor și basoreliefurilor, înlocuirea plăcii și instalarea scărilor de granit a durat mai puțin de 2 luni. Echipele de voluntari au avut grijă să restabilească ordinea și frumusețea împrejurimii. Am mai fost aici înainte în turnee. Acesta este un eveniment minunat care reunește oamenii cei din Rusia, Belarus și Ucraina. Când am aflat că va avea loc un eveniment de salubrizare a monumentului prieteniei, am răspuns pozitiv cu drag. Aș dori ca Belarus să fie gazdă anul viitor, să-și asume aceste obligații. Este important să menținem această tradiție. Până la urmă, suntem trei popoare înfrățite. Avem o istorie comună, un destin și, cred, un viitor comun.
În anii 70, monumentul a fost creat de un arhitect belarus, sculptori ucraineni și întreprinderi rusești. Reparația curentă a fost efectuată exclusiv de Belarus. Desigur, reconstrucția monumentului nu este suficientă pentru a restabili înțelegerea pierdută. Cu toate acestea, este un pas simbolic, o invitație a părților la un dialog constructiv. Alunecările de teren reprezintă cel mai mare pericol pentru drumurile de munte, deoarece chiar și o mică pietricică poate provoca moartea oamenilor. De aceea, acest fenomen se încearcă a fi combătut încă din perioada sovietică. Această trecere din Cicicană este una dintre cele mai periculoase pe traseul montan. Vechile baraje de protecție nu pot face față la cantitățile imense de zăpadă și pietre. Prin urmare, a început construcția unui tunel special. În țările CSI, un astfel de proiect nu a fost încă implementat. Acesta este primul de acest gen pentru că există foarte multe avalanșe. Galeriile deschise obișnuite nu vor rezista la această încărcătură. Muncitorii sunt locali, iar tehnologia japoneză. Lucrările au loc sub controlul experților străini. Aceasta este intrarea și ieșirea principală. Este indicat că sunt traseele de serviciu utilizate pentru a putea examina starea în perioada post-construcție. Un tunel protector de aproape o jumătate de kilometru lungime este ridicat simultan pe ambele părți. Acum, cu ajutorul unor astfel de cofraje mobile, constructorii toarnă beton care îngheață instantaneu și are o rezistență ridicată. Cel mai dificil lucru este calcularea presiunii asupra solului dintr-o anumită zonă. Este diferită peste tot. Grosimea fundației depinde de acest indicator. Aici construim un tunel galerie de 9 metri și jumătate lățime, astfel încât mașinile să poată merge în ambele direcții. Cu toții am calculat sarcina de la baza tunelului, a apelor subterane și a suprafeței viitoarelor avalanșe. Grosimea fundației de aici ajunge la 2 metri. Pereții și acoperișul tunelului sunt construite din metal de înaltă rezistență. În interior se vor instala iluminatul modern, sisteme de ventilație și stingerea incendiilor. Într-un an și jumătate, cel mai periculos tronson al drumului Bishkek-Oș ar trebui să devină sigur și confortabil. Femeile din echipa lui Nariman Agaev nu se lasă distrase nici de cântece, nici de discuții, deoarece și-ar putea pierde locul de muncă. Sunt concentrate exclusiv pe culegerea bumbacului. Pentru munca exemplară depusă, Nariman este apreciat de mai bine de 10 ani. Să lucrezi într-o echipă de femei nu este ușor, dar am reușit. Acum avem din 35 de lucrători 15 fruntașe. Kamal Huseinov este una dintre ele. Colectează un număr record de 15-20 de kilograme de bumbac în oră. Munca este grea. Este necesar să stai ori în șir cu spatele îndoit, fără a lăsa munca nefinalizată. De asta lucrăm nu mai mult de 5 ore zilnic. Mașina colectează de 10 ori mai multă materie primă în oră decât o persoană, dar acest bumbac este mai ieftin, conține mai multe impurități. Pentru un kilogram de bumbac, un angajat primește 12 cenți, iar combinerul 7. Colectarea manuală a bumbacului începe atunci când se deschid 2-3 cutii pe fiecare plantă. Bumbacul brut este moale și alb și se separă ușor de tulpină. Matbal Safaru verifică dacă combina nu a lăsat cutii neprelucrate pe teren. Fermierul intenționează să scoată 120 de tone de bumbac din 40 de hectare de pământ în acest an. Prin urmare, proprietarul monitorizează atent procesul. Colectăm bumbacul în 3 etape. Aceasta este prima etapă a colecției. Într-o lună va începe cea de-a doua. Pentru ultima dată în acest an vom intra pe câmp iarna, când vor da gerurile. Bumbacul colectat este transmis instalațiilor de procesare care costă 40 de cenți per kilogram. De exemplu, proprietarul a 40 de hectare de câmpuri de bumbac poate câștiga în medie 15.000 de dolari din vânzarea acestuia, ceea ce va acoperi costurile de semănare și curățare. Circa 10.000 de dolari reprezintă venitul net.
20 de tone de cartofi sunt recoltați per hectar în această gospodărie. Asta pentru că agricultorii au știut cum să facă față capriciilor naturii. Plantarea a început după o nouă schemă care nu a dat greș. Dacă de obicei începem să plantăm soiurile timpurii, atunci au început anul acesta cu cele târzii, iar soiurile timpurii au dat o recoltă mai mult sau mai puțin bună. Dacă le-am fi plantat mai devreme, atunci acestea ar fi crescut în perioada de secetă, iar recolta ar fi fost mult mai mică. Cartofii crescuți pe câmp practic au fost recoltați. Agricultorii se grăbesc. Dacă va ploua, tuberculii rămași vor pieri. Salvarea a fost găsită în elevi. Aceștia îi sortează care pentru depozitare, care pentru semințe. Tinerii au ocazia să câștige bani în plus. Aceștia lucrează de la ora 13 până la 17. Livrarea cartofilor se face întotdeauna fără întârziere. Întotdeauna se găsește de lucru. Anul acesta fermierii sunt plăcut surprinși. Atât cartofii cât și alte legume au fost deja recoltate. Acest lucru în primul rând este realizat datorită respectării reglementărilor tehnologice pentru culturile de tuberculi și în al doilea rând este selecția soiurilor de culturi și hibrizi pe care le cultivăm în organizațiile și gospodăriile agricole. Pentru ca belarușii să consume legume și fructe proaspete pe tot parcursul anului, o parte a culturilor sunt depuse în fonduri de stabilizare. Peste 40.000 de tone de cartofi și aproximativ 70.000 de sfeclă, varză, morgov, ceapă și mere vor fi depozitate acolo. Fiecare legumă și fruct are propriile condiții de păstrare. Produsele chimice nu sunt utilizate. Merele sunt depozitate într-un mediu controlat de gaz. Legumele sunt păstrate în condiții de temperatură, umiditate stabilite de unitățile de refrigerare, exact cum sunt depozitate în mediul natural, doar că prin ventilație. O parte din produse vor merge pe rafturile magazinelor din Minsk. Restul vor fi direcționate la grădinițe, școli și spitale. Peste 300.000 de tone de legume urmează a fi exportate în țările Uniunii Economice Euroasiatice. Oaspeții de aici nu sunt întâmpinați cu pâine și sare, ci cu dulciuri tradiționale, șecburur, baclava, halva. Unul dintre ingredientele principale sunt nucile. Fără acestea, este imposibil să ne imaginăm bucătăria națională din Azerbaijan. Sunt pentru prima dată la o astfel de sărbătoare. Am gustat din produsele gazdelor locale. Mi-au plăcut foarte mult. Astfel arată cele mai mari plantații de alun din țară. Aproape 20.000 de tone de nuci au fost colectate de pe 11.000 de hectare în acest an, ceea ce înseamnă cu 5 tone mai mult decât în anii precedenți. Alunul nu doar că hrănește localnicii, dar și încălzește. Această sobă este încălzită nu cu lemn, dar cu coajă. Un astfel de combustibil este sigur, eficient și este utilizat practic în fiecare casă. Capacitatea unui bunker este de 5 kg de alune. Această sobă poate funcționa pe durata a 3 ore. Alunele inspiră și meșterii locali. Turnul Maidenului, simbolul orașului Baku, a fost ales drept cea mai bună lucrare. Pentru aceasta au fost necesare mai mult de 60 de kilograme de coajă de alun. Particip la această sărbătoare în fiecare an. Anul acesta am decis să-i surprind pe invitați să fac ceva neobișnuit și se pare ideea a fost un succes. Mulți se apropie și admiră lucrarea. Alunul Zagatala este renumit în toată lumea. Agricultorii locali exportă cele mai bune fructe în 25 de țări, inclusiv CSI și Europa. În acest an, finalul proiectului Domnitorul Satului a ajuns în orașul Rakov din regiunea Volojinski. 6 familii cu propria istorie. Tata are un hobby, este pescar. Acesta prinde pește, iar noi îl gătim, am adus cu noi mâncare. Avem propria fermă, cultivăm dovleac, cartofi, legume, roșii, ardei, avem căpșuni, chiar și 3 nuci. Anul acesta au dat o recoltă bună. Este vorba despre tineri de diferite profesii, șoferi, fermieri, profesori, economiști, dar toți au un lucru comun, dragostea de muncă în țara natală. Ne-am pregătit, am învățat poezii, cântece, am confecționat obiecte. Mama și bunica au croșetat. Toți trăiesc, muncesc, cresc copii și petrec timpul liber în mediul rural. Aici fiecare are propria fermă de pui, porci, iepuri, livezi și legume.
Mezelor de casă, rolade, toate sunt făcute cu propriile mâini și cu produse proprii. În curțile improvizate, doar mâncăruri naturale din grădina proprie. Desigur, timpul a făcut ajustări, dar în ciuda ploii și frigului, fiecare familie este pregătită să lupte pentru titlul de cel mai bun proprietar al fermei sale, dar pentru a deveni domnitorii satului trebuie să aibă mâini de bace. Tăierea lemnelor și a buștenilor, doar bărbații participă la această probă. Ei bine, rezultatul arată imediat cine este șeful în casă. Indiferent dacă mâinile meșterului sunt de aur, li se cere să facă un fund de lemn pe care femeile îl pictează. Toată activitatea participanților este sub supraveghere atentă a juriului. Originalitatea, precizia, viteza și calitatea. Dar cea mai importantă este munca în echipă. Pentru asta este și familia. Familia este echipa, deci copiii, mama, tata. Munca lor este comună, împreună. Acesta este, desigur, cel mai important lucru. Titlul onorific de domnitorul satului de această dată va pleca în regiunea Maghilov. Câștigător a devenit familia Fedotov din orașul Barcița. Avem propria gospodărie, pui, porci și viței care îi creștem de mici. Mai avem hamster și țestoase. În curte mai mult lucrează soțul, el are grijă de toate construcțiile. Au suficient timp nu numai pentru gospodărie, ci și pentru menținerea tradițiilor familiale. Vasili și Ecaterina Fedotov și-au creat propriul mini-muzeu. Iată lucrurile unice care le au de peste 50 de ani. Premiul mare al proiectului, un cultivator, încă un ajutor în grădină. Pentru toți participanții, certificată de bani și biciclete. Cu toate acestea, fiecare familie este deja câștigătoare în propria regiune. Iar etapa este o ocazie de a-și demonstra dragostea față de familie, pământ și de întreaga țară. Președintele Parlamentului Zineda Greceanu, prezent în Piața Marii Adunări Naționale, a discutat cu majoritatea dintre cei 65 de vinificatori participanți la festival. Speakerul s-a declarat impresionată și mândră de rezultatele muncii producătorilor vinicoli din țară. Vreau să aduc sincere felicitări producătorilor noștri, stimați prieteni, am trecut pe la multe standuri, pe unii nici nu-i cunosc, trebuie să recunosc și întrebam, dar voi cine sunteți? Uite, suntem dintr-un sat din raionul Cutare și exportăm până și în China. Asta este o mândrie noastră deosebită, de ce noi, statul, trebuie să vă ajutăm, să ajutăm să promovăm producătorii noștri autohtoni, nu doar la noi pe piață, dar și cât de parte. Asta este viitorul nostru. Asta este succesul nostru. În context, președintele țării, Igor Dodon, a dat asigurări că ramura vitivinicolă va fi susținută în continuare de autoritățile țării. Astăzi, când marcăm Ziua Națională a Vinului, evenimentul care implică și o pronunțată tentă turistică, doresc să vă adresez sincere mulțumiri dumneavoastră, viticultorii, vinificatorii și podgorenii Plaiului Moldav, pentru că păstrați de secole autenticitatea și unicitatea vinului moldovenesc, dar și pentru că faceți cunoscut, departe în lume, bunul nume al Moldovei ca țară vitivinicolă. Țin să vă asigur că în continuare voi susține pe deplin dezvoltarea durabilă a acestui domeniu de însemnătate economică și promovarea culturii viței de vie, drept blazonul și cartea de onoare ale meleagurilor noastre. Și bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, prezentă la Ziua Vinului, a menționat că numărul mare de vinării prezente la festival demonstrează interesul investitorilor pentru acest domeniu important pentru economia țării și a regiunii Găgăuze în special. La eveniment este prezent un număr mare de companii vinicole. Sunt bucuroasă că sunt multe companii găgăuze și sunt fericită că 3 companii găgăuze s-au ales cu premii. Acest lucru confirmă că ramura vinicolă în Găgăuzia se dezvoltă dinamic și oamenii de afaceri fac investiții mari. Irina Vlah a amintit că o sărbătoare similară este organizată anual și în Găgăuzia. Țara noastră produce anual în jur de 1,9 milioane de hectolitri de vin, 80% din care este livrat peste hotare. Astfel, printre țările exportatoare de vinuri, Moldova ocupă locul 12 în lume, cu o cantitate de peste 1,4 milioane de hectolitri. Totodată a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri.
Cea de-a 18-a ediție a Zilei Naționale a Vinului a fost organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria Municipiului Chișinău, Asociațiile Producătorilor de Produse Vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată, Codru, Valului Trăian, Ștefan Vodă, Divin, cu suportul partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Pentru literatură, traducerea de calitate este foarte importantă, pentru că soarta unei opere literare depinde în mare măsură de nivelul traducerii. Participanții forumului din Kazahstan declară că astăzi activitatea de traducere a fost transformată într-o afacere. Statul alocă mulți bani pentru acest domeniu, însă instituțiile abilitate angajează traducători neprofesioniști. De exemplu, au tradus cartea lui Smagul Elubai în spaniolă, dar când traducerea a fost arătată unui scriitor spaniol, acesta a spus că nu este în spaniolă. Prin urmare, aceasta este o problemă foarte importantă pentru noi. Nu puteți căuta un traducător prin licitație. Potrivit lui Gabdulin, contactele internaționale fructuoase sunt o condiție importantă pentru renașterea culturală a unei națiuni și dezvoltarea sa prosperă. Agențiile literare se ocupă de problemele traducerilor din străinătate. Întrucât au procent din cartea publicată, își îndeplinesc conștiincios sarcinile. Din păcate, în țara noastră, nici nu există astfel de agenții. Nu există nici măcar un astfel de concept. Trebuie să ne ocupăm de asta. Anul acesta este planificată traducerea 30 de lucrări ale 30 de scriitori din Kazahstan în 6 limbi străine. Acum nu există o cultură izolată de căutările creative ale altora, spun organizatorii, de aceea consideră că forumul va contribui la o conlucrare mai bună a scriitorilor din diferite țări. A 73-a școală din capitală este fruntașă în domeniul inovativ. Învățarea copiilor nu se limitează la lecțiile de chimie, matematică sau educație fizică. În clasă, elevii creează obiecte 3D și chiar orașe virtuale întregi, colectează roboți și își antrenează gândirea logică cu ajutorul jocurilor matematice online. Laboratorul nostru este dotat cu tot de ce este nevoie. Aici e instalată tehnica, o imprimantă 3D, produse pentru roboți de modelare, echipamente computerizate. Copiii poartă o formă specială, șorțuri, ochelari. Copiii învață să aplice cunoștințele științifice și tehnice în viața de zi cu zi și să dezvolte abilități de gândire critică. Le place foarte mult. Astfel de laboratoare vor apărea în toate școlile până la sfârșitul anului școlar. Un specialist este deja instruit care îi va învăța pe copii aceste abilități științifice și tehnice. Apropo, toată școala este dotată cu cele mai noi tehnologii. Cabinet fizică, chimie, biologie, noi modificații. Cabinetele de fizică, chimie, biologie sunt modificate, internetul este suficient, calculatoare pentru toți copiii și personalul didactic. Panouri interactive avem 40, suficiente pentru două schimburi și există un birou de robotică. Este 40, destatăcină. Și cabinet robototehnicii este. Nici clasele primare nu au fost date uitării. Acolo, în regim pilot, sunt introduse elementele de bază ale programării. Toate acestea se încadrează în proiectul Kazahstanul Digital. Комплектами робототехники оснащены все школы. Toate școlile sunt echipate cu truse de robotică, acum dotăm și grădinițe. Aproximativ 60% din școli dețin cele necesare. Abordăm activ această problemă, inclusiv prin sponsorizare. Implementăm activ deoarece vedem că copiii manifestă interes. Pentru că noi vedem că copiii au interes. Sălile de clasă unde se predau noi discipline nu sunt niciodată goale, spun profesorii din capitală, dar nu toate școlile din țară se bucură de inovații. Multe instituții necesită a fi reparate. De ținute și aproape toate sunt realizate manual. Acesta este un adevărat lux. Costumele sunt confecționate până la cele mai mici detalii, iar țesăturile au fost comandate din India. Designerul de producție a depus o muncă enormă. A fost nevoie de o jumătate de an pentru pregătiri, pentru studierea și îmbinarea armonioasă a medievalului și tendințelor hinduse. Când creez costume, întotdeauna analizez cum artiștii vor dansa și se vor mișca în ele. Acesta ar trebui să fie cât mai
mai confortabile. Creând la Baia Derna, Ciodoatu a luat ca bază producția lui Marius Petipa. În repertoriul teatrului Mihailovski, baletul a fost reînviat de mai multe ori. Interpreții pieselor principale au urcat pe scenă și în versiunea anterioară, dar în această producție a fost creată o nouă atmosferă. Tot ce mi se întâmplă acum este o mare fericire de creație. În general, baletul la Baia Der reprezintă fericirea. Este atât de plin de dramă și tehnologie, iar acesta este un domeniu ce oferă posibilitatea de exprimare atât a potențialului tehnic, cât și a emoționalului în ediția actualizată. Baza spectacolului a rămas aceeași. Este povestea de dragoste a celebrului războinic Salora și a dansatorului templului Nichia, cărora nu le-a fost sortit să fie împreună. Dar în versiunea clasică, finalul este fericit. Îndrăgostiții se întâlnesc în ceruri, în producția lui Duato însă, sfârșitul este tragic. I-am cerut dirijorului să schimbe finalul partiturii muzicale. Dacă în versiunea originală acestea se finalizează cu fanfare, atunci aici am cerut un adagio trist. Așa că devine clar că la Baia Der merge în lumea morților, iar Salor rămâne viu. Nacio Duato nu își ascunde bucuria de a se reîntoarce la Teatrul Mihailovski. I-a fost dur de artiștii și profesioniștii ruși. Coregraful pregătește încă un spectacol din baletul clasic.